Vă salut, domnul Becali. Cu tot respectul pentru dumneavoastră, vă rog din tot suflet să mă iertați că îndrăznesc eventual să vă trimit această filmare. Am încercat, de fapt, de drept să vin la casa dumneavoastră aici și totodată cumva să vă cer o audiență în ideea de a vă... un desen. O să vă trimit o fotografie. Este aici, în acest tub. Și am încercat, de fapt, să vă dau acest desen în mână, în ideea de a vă ruga cumva să ne ajutați pe mine și fiul meu, să ne... Nu știu, să ne ajutați din punct de vedere artistic, ca să spunem așa. Acum, vă rog din suflet să mă iertați că vă trimit acest clip, dar cumva încercăm să stăm de vorbă cu dumneavoastră. Am vorbit cu cei de la un domn de aici, care e pe partea cealaltă la poartă. Mi-a explicat că de luni până vineri, între orele 9 și 12, sunteți aici și aici vin o mulțime de oameni care, bineînțeles, vă solicite sau să vă spună povestea lor, iar totul mai depinde și de norocul lor. Acum, nu știu, încercăm și noi cumva să dăm de dumneavoastră. Sperăm din suflet să reușim cumva să mă găsesc cu dumneavoastră și totodată să vă ofer acest tablou, pe care vi-l trimit, bineînțeles, și într-o fotografie, să-l puteți vedea. O zi bună vă doresc și Doamne ajută!